pagile Facebook, cel mai mare site de socializare din lume, a căzut astăzi pentru câteva ore. Se pare că de vină sunt mie o parte din... Mie mi s-a făcut scârbă rău de tot de Facebook-ul ăsta. M-am săturat să interacționez cu toate specimenele și toți idioți. Gafă a echipei premierului Victor Ponta, care se ocupă de pagina de Facebook. Timp începerea exploatării miniere cu cianură la Roșia Montană. Asta i-a făcut pe oameni să se mobilizeze pe Facebook și să organizeze meeting-uri. Iar prietenilor, un mesaj cutremurător pe Facebook a postat în locul pozei personale. Știm cu toții deja, relația a început pe Facebook, dar să revenim aici, astăzi are loc cununia... Imagini revoltătoare cu un grup de tineri din Jilava, Ilfov, care se distrează copios în timp ce chinuiesc o bătrână, au început să circule zilele acestea pe un site de socializare. În camerele apartamentului, trupul fără suflare a Dianei Colesniuc. Ei spun că pe pieptul ei ar fi fost scris cu o carioca roșie Facebook. Dacă vedeți acest film, înseamnă că sunteți unul dintre cele 10 milioane de români care au acces la internet. E foarte posibil să aveți un cont de Facebook la fel ca alte 7 milioane de români. În orice secundă puteți începe o conversație cu peste 1 miliard de oameni din întreaga lume, oamenii de pe Facebook. Dar toate acestea sunt statistici și nu avem nevoie de ele pentru a înțelege că Facebook-ul ne-a modificat profund și irreversibil. Păi, de multe ori. Da. Facebook.com. Bă, de ce o fi dat numele ăsta Facebook? Da, sunt convins că majoritatea oamenilor nu înțeleg pentru ce este Facebook-ul. Da, și după aia i-am scris la privat. Bună. Puncte, puncte. Și atât. Și după am început să vorbim. Are 50.000 de like-uri. A, să vă arăt. Asta. Asta le place foarte mult. Tocmai interesul este de a nu controla. Cu cât este mai deschis și mai necontrolabil, cu cât atrage mai mulți oameni și aduce mai mulți oameni. Eu niciodată n-am analizat gramatical un text pus pe Facebook. Facebook a fost inventat pentru altceva. Era FIMEA în sediu de campanie, mai erau niște tineri și au spus hai să facem o pagină de Facebook. Și i-am spus lui Ioana, fata, tati, faceți-o și să vedem ce vine. Poate asta va fi viitoarea conștiință comună a planetei. Un site născut din frustrările unui adolescent a reușit să schimbe definitiv modul în care interacționăm. E noua ordine mondială a faptului mărunt. Ne îndrăgostim pe Facebook, ne căsătorim. Copiii noștri sunt pe Facebook la câteva ore după naștere. Albume întregi de poze, fragmente video, check-in-uri și enunțuri scurte, care alcătuiesc cultul propriei personalități. De unde pleacă toate acestea? Cum am ajuns aici? Vreo 80% din tot ce publicăm în rețele sociale e despre noi. E, dacă vrei, obsesia asta a noii generații de show-off. Exact asta îți oferă. Pe Facebook găsești un spațiu în care să le arăți prietenilor tăi ce ai făcut, pe unde ai călătorit, ce ai citit, în puține cazuri ce ai citit, ce site-uri ai mai vizitat, ce articole ți-au plăcut, ce poze te-au făcut să râzi. Ce frumos e la birou, ce puternică e mașina ta, câți trandafiri ți-a trimis, cât de mândru ești de noua ta cucerire. Mi-aduc aminte de un banc foarte vechi, cu un individ, era de pe vremea când era foarte faimoasă Claudia Schiffer. Era, într-o vreme era top. Și era un banc cu unul Vasile care naufragează cu Claudia Schiffer pe o insulă. Și bineînțeles că după o perioadă de timp de stat, ce se facă, se împrietenesc, ajung să trăiască împreună fiind singurii de acolo, până când într-o zi o ladă de la naufragiu e aruncată la mal. Și în ladă găsesc niște costume, niște chestii și el îi spune, Claudia, fă-mi și mie o plăcere, te rog mult de tot, pot să... Și ea spune, bine, și uite, te rog, îmbracă-te, ești un bărbat, pune-ți pălăria asta și pune-ți așa o mustăcioară mică și hai să ne plimbăm pe plajă. Și asta acceptă, se duc și la un moment dat îi spune, măi Ioane, tu știi cu cine trăiesc eu mă de un an de zile pe insula asta? E evident că oamenii tind să se laude. De ce? Pentru că asta le slujește în carieră, în relația cu potențialii parteneri, în relația cu prietenii. Pagina de Facebook a fiecăruia s-a transformat într-o carte de vizită. Acesta sunt eu, aceștia sunt prietenii mei, asta îmi place să fac, asta este viața mea. Timeline-ul Facebook-ului e un CV mult mai sincer și mai detaliat decât CV-urile pe care le scriem în Word. Și din nou, trebuie să ai foarte mare grijă ce postezi, spune multe despre tine. Am văzut și eu ca angajator
am mare grijă cum recrutez oamenii după profilele de Facebook. Imaginați-vă un tânăr, elev de liceu, care a tras un chef de pomină, nu știu ce bar, și a pus pe Facebook inclusiv niște fotografii. După care asta este cazul extrem, dar candidează la un post să fie angajat în ce știu, resurse umane, să uită, păi dumneata mai bei? Nu, no, eu n-am băut niciodată, uite aici. Vasile Baltac are 74 de ani și este unul dintre pionierii informaticii din România. Calculatoare descinzând din generația a treia electronică, cuprind într-un cristal de sine. În urmă cu o jumătate de secol, lucra la construcția unuia dintre primele calculatoare produse la noi în țară. O mașinărie cu 2000 de tuburi electronice și 30 de kilometri de fire. Ceea ce în 1963 era o mare realizare a tehnicii, astăzi, în vremea gadgeturilor care ne încap în buzunare, pare aproape o glumă. Tehnologia a avansat cu o rapiditate incredibilă în timpul vieții lui Vasile Baltac, un om născut într-o casă fără curent electric și ajuns la bătrânețe în epoca digitală. Din toate aceste schimbări, a înțeles că... Există un determinism în societate, deci sunt anumite invenții care apar la timpul potrivit. Facebook nu a fost prima rețea socială, dar a apărut la timpul potrivit, timpul telefoanelor inteligente cu care poți fotografia, poți filma și cu care poți naviga pe internet. Ziarele s-au transformat în site-uri, YouTube a înlocuit MTV. A fost timpul în care conexiunile de internet au devenit tot mai rapide. Fără să băgăm de seamă, tehnologia s-a întins de la orașe către sate și cătune și chiar mai departe. Ghiță, 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 ești o vantă mare fiță, stâna ta acum o știe o întreagă Românie. Ești pe Facebook toată seara, să te vadă toată țara. Acest refren ne spune că până și cele mai vechi tradiții românești capătă nuanța albastrului de Facebook. Pe Ghiță Ciobanu l-ați văzut în reclame, în reportaje și în videoclipuri. Este imaginea prin care publicitarii au dorit să ilustreze ideea că toți românii trebuie să fie pe internet. Așa că l-au găsit pe Gheorghe Dănulețiu și l-au transformat în Ghiță Ciobanul, public figure, cu o jumătate de milion de fani pe Facebook. Stasiu, tot de unul singur aici în vârful muntelui, dar înconjurat de o grămadă de prieteni. Cât de adevărată e însă toată această poveste? Cât de bine se simte Gheorghe Dănulețiu în pielea lui Ghiță Ciobanul? Păi nu mai poți să ieși nicăieri. Nu mai poți face nimic. Să uite ca la o maimuță. Gata? Mersi, nu te supăra pe mine. Am crezut că mă prinzi așa, măi. Uite-l pe Ghiță Ciobanu, uite-l pe Ghiță Ciobanu. Și totuși e ceva în privirea lui Ghiță Ciobanul care ne spune că nu are prea multe lucruri în comun cu rețeaua de socializare Facebook. Păi îmi place. Să văd ce scriu prietenii pe Facebook. Ce scriu? 500.000. Nu știu. Ghiță e dovada că un cioban rămâne cioban oricât am fi îndemnat să credem că tehnologia a pătruns până în țarcurile cu oi. Cu o fată, oile de lucru. Oile de lucru. Dar după ce vine primăvara. Apoi vine tunsul, mulsul, începe fânul, începe alte lucruri. Există însă o lume în care viața fără Facebook nici nu mai poate fi concepută. În showbizul românesc se duce o luptă acerbă pentru fiecare like, pentru că numărul de fani de pe Facebook a devenit un barometru al succesului. Laura Petrescu, pe numele de scenă Laura, are 31 de ani și este din Vaslui. S-a lansat în muzică în 2006, dar a ajuns cu adevărat cunoscută în ultimii 2 ani, după ce a fost aleasă în juriul unui show TV și a început să se promoveze pe internet. Laura a depășit 1 milion de fani pe pagina ei de Facebook, o cifră uriașă dacă ne gândim că în România sunt 7 milioane de conturi. Mă scuzați de o secundă, stau puțin. Sunt chiar pe Facebook în acest moment, trebuie să... Gata. Trebuie să postez acum. Chiar acum trebuie să postez. Foto. Nu există nicio strategie de marketing în spatele acestui milion de like-uri. Există doar o femeie și un telefon mobil de pe care postează într-una poze și mesaje către fani. O decupăm puțin. Așa, să încadrăm mai bine. Da. Vedem vreun efect prea artificial. Am observat că pozele mai naturale, astea în casă,
sunt cele mai apreciate poze. Laura se gândește câteva zeci de secunde. Un milion de oameni așteaptă ca ea să le spună ceva interesant. Haide, de exemplu, scriu o acadea și îmi tai completă. Uite, am postat-o acum. Câte secunde are? Acum am postat. Am 500 de like. Le place rochița. Pe Facebook ești propriul tău paparazzo și ai propriul tău tabloid, fără constrângeri de spațiu sau tiraj. Stai să mai verific o dată, să aplaudez, încă nu s-a terminat minutul. Ok, deci one minute ago, în momentul ăsta am 1100 de like-uri. Despre asta vorbesc când spun pozele făcute în intimitate. O intimitate pe care Laura o împarte cu peste un milion de oameni și care o arată mereu veselă și încrezătoare. În viața unei vedete pop nu e loc decât pentru fericire. Fanii nu trebuie să știe altceva. Și pur și simplu am intrat într-o depresie de ani. Am stat foarte mult pe Facebook, dar nu puteam să le spun că, știți, eu sunt acasă de 2 săptămâni, stau singură în casă. Mă rup pe pereți, n-am ce să fac. Și în felul acesta, viața virtuală devine tot mai puțin a ta și tot mai mult a celor pentru care ai creat-o. Sunt oameni care se așteaptă popușica de la Nextar, de exemplu, să fie non-stop la fel. Adică dacă le dai ceva mai feminin, mai sexy, vor să te pun la zid. Tu? Dar tu nu ai nevoie de așa ceva. Nu am nevoie de așa ceva. Este o imagine inspirațională pentru fetele care au nevoie de o anumită siluetă, de exemplu, și care sunt curioase, cu ce cremă mă dau. Știu că pare stupid pentru băieți, dar băieții văd altceva, băieții văd, mamă, uite ce bine arată asta. Poate să pară stupid, dar o mulțime de adolescenți aflați în căutarea unei identități se agață de aceste imagini inspiraționale postate de idolii lor. Facebook-ul e plin cu fotografii în care fetele stau cu buzele țuguiate, iar băieții își încordează mușchii și aruncă priviri tăioase pe sub sprâncene. Cu toții visează la celebritate și la clipa în care vor aduna 1000 de like-uri într-un minut. Și culmea este că visele pot deveni realitate. Eu singur m-am distrus spre iubire. Acest adolescent din comuna Jilava a fost pentru o zi cel mai cunoscut român din lume. Din Australia în Olanda și din China în Orientul Mijlociu, canalele de știri au popularizat clipul pe care el l-a distribuit pe Facebook. În urmă cu câțiva ani, astfel de lucruri ar fi trecut cu totul neobservate. Nici măcar vecinii n-ar fi aflat că geta a fost răsucită ca la bălci de câțiva derbedei. Dar azi, când toată lumea poate filma și toți au acces la Facebook, povestea amețitoare a Getei și a lui Geo a devenit o știre de interes global. În limbajul social media, clipul produs și distribuit dintr-o fundătură de lume a devenit content pentru marile trusturi de presă ale planetei. Dintr-o dată, oricine poate să devină producător de content. Și sunt milioane de oameni care produc content, iar alte milioane de oameni sunt interesați sau nu de contentul lor. Cert e că gluma lui bolnavă ne-a făcut de râsul lumii. Jurnaliștii britanici de la Daily Mail au dezvoltat subiectul pe o pagină întreagă. A glumit și el și s-a ajuns prea departe. Facebook a făcut posibilă această ciocnire a civilizațiilor. Oameni din culturi diferite aflați la mii de kilometri depărtare au ajuns să judece glumele unor adolescenți din comuna Jilava. Contul lui Geo a fost vizitat de curioși din întreaga lume. Unii l-au felicitat pentru umorul său involuntar, dar cei mai mulți l-au condamnat, așa că Geo s-a simțit nevoit să scrie un comunicat către lume. Utilizatorul român de internet nu conștientizează de bine ce înseamnă să ai numele real acolo și
să pui orice chestie pe care o faci. Mulți încă mai cred că Facebook e ca un jurnal personal. Nu-și dau seama că e un spațiu public unde imaginile pe care le încarcă sau cuvintele pe care le scriu pot deveni știri, motive de șantaj sau probe împotriva lor. Toate fotografiile pe care le-am folosit în acest film sunt alese la întâmplare și sunt accesibile oricui. Nici măcar nu e nevoie să ai un cont de Facebook pentru a le vedea. E ca și cum acești copii le-ar lipi pe ghiozdanele cu care merg la școală. De multe ori părinții habar nu au ce se întâmplă în universul paralel numit Facebook. Avem o mare populație în zona rurală și acolo diferența este foarte mare între ceea ce știu copiii să facă pe internet și ceea ce știu părinții că fac copiilor pe internet. Pentru că dacă părintele consideră că a pus copilul în fața calculatorului și gata, e protejat și uite, stă pe Facebook și are prieteni, ce bine, atunci greșește foarte mult. Știrile despre proxeneți care își racolează victimele pe rețelele de socializare sunt din ce în ce mai frecvente. Pentru că e foarte ușor, cineva poate să intre pe profilurile copiilor, să selecteze după anumit criteriu, să vadă cine sunt fete de 14-15 ani, locul nașterii, școala la care învață și e foarte ușor să se ducă acolo și să întâlnească cu ele dacă ar dori asta. E greu să explici unui copil că nu ar trebui să adauge prieteni, oameni necunoscuți în listă, pentru că internetul tocmai asta a și transformat și asta a și făcut, a deschis lumea, m-a făcut relațiile sociale mult mai ușor de legat, prietenii mult mai ușor de legat și nu ai cum să le refuzi chestia asta. Într-adevăr, internetul a deschis lumea. Acum totul e la vedere. Fotografii, prieteni, preferințe, emoții. Intimitatea de pe internet nu mai corespunde definiției universale a intimității. Toți cei care sunt foarte revoltați vis-a-vis de privacy uită un lucru, și anume că este o generație care nu își dorește acest privacy. Okay? Nu își dorește acest privacy. Există o generație care își dorește să fie găsită și descoperită și trecuită și identificată în orice moment. Deci, Alex, ce aflăm noi despre tine de pe Facebook? Uite, ultimele 7 luni din viața mea le-am trăit într-o religie. Cea cu care am împărțit casa în care aștept lucruri și multe momente frumoase nu e ceea ce a apărut a fi. Seems like a love story gone wrong. So far. E limpede că Facebook-ul are și o puternică latură matrimonială. Ne lăsăm trăcuiți, descoperiți și găsiți în orice moment, fiindcă așteptăm mesajul care să ne schimbe viața. Dăm lumii de știre că suntem vii, liberi și dornici de a cunoaște oameni interesanți. A venit la un moment dat la o conferință o tipă din Dublin care călătorise prin toată lumea și făcea tot felul de experimente pe Facebook și a vorbit la o conferință aici în România și după conferință ne-am întâlnit să povestim un pic și era uimită de numărul mare de cereri de prietenie pe care le-a primit pe Facebook de la oameni pe care nu-i cunoștea personal. Și chiar mă întreba chestia asta, Alex, dar de ce mi-au dat oamenii ăștia ad pe Facebook? Și mi-a zis, păi, cum adică de ce? Păi da, dar nu ne cunoaștem personal. Și pentru mine a fost șocant cumva să-mi dau seama că realitatea ei e altfel din punctul de vedere. Și mi-a zis, păi, dar noi asta facem, adică dacă ne place de o persoană, o auzim la o conferință sau pur și simplu vedem o poză pe Facebook și ne place, îi dăm ad. În 2010 i-am dat eu ei ad, dar n-am vorbit cu ea niciodată. Cred că era de la alți prieteni, da. Liste comune, am văzut, îmi place fața ei și am dat ad. Oana și Camara, doi străini aflați la mii de kilometri unul de altul. Până când Oana și-a făcut curaj și a scris un comentariu la o postare de-a lui. Da, să la cât sau ceva de genul ăsta. Pur și simplu mi-a venit. Da, și după aia i-am scris la privat. Bună. Și atât. Și după aia am început să vorbim. Și am ajuns să vorbim zilnic câte 8 ori. Ea la Paris, eu aici. Vreme de 5 luni au conversat numai pe Facebook. Un chat în care s-au îndrăgostit unul de cuvintele celuilalt. Când au vorbit întâia oară la telefon, își cunoșteau deja toate secretele. Sau aproape toate. Mi-a răspuns și am auzit glasul ei cu accent moldovenesc pregnant. Acum l-am mai cizelat un pic, dar nu de tot. Și m-am emoționat puternic, na. Apoi s-au întâlnit într-o noapte undeva în Paris. Am venit pe la spate ușor așa. Ea era într-un maieuț așa alb, cu niște pantofi roșii, niște blugi așa frumușei pe ea. Și am venit frumos, am prins-o de la spate și am sărutat-o vreo 5 minute. Da, și a început și ploaia, cam filme. Așa, cu ochii închiși, apoi am deschis ochii și ne-am văzut.
E unul din acele cazuri fericite, în care povestea de pe Facebook continuă și în viața reală. S-au căsătorit și nu peste mult timp vor avea un copil. Viața va continua, iar ei se vor întoarce din când în când la arhiva mesajelor de la început, știind că acel bună le-a schimbat destinul. Da! Da, ia zi, ce-a schimbat? Da, n-aveam cum să ne întâlnim, cred, altfel. Stăm atât de vorbă, să ne cunoaștem. Să ne cunoaștem, da, înainte să ne vedem. Până la urmă, comunicând, te cunoști. Viața pe Facebook poate fi și altceva decât o poveste de dragoste. Imaginați-vă sau amintiți-vă. Despărțirea pe Facebook. Facebook-ul a rezolvat sau a complicat lucrurile din punctul de vedere. Dai seama, te desparți de o fată și după aia vezi, îl vezi pe nou ei iubit, îl cunoști, nu personal, dar îl vezi, îi vezi fața, îi vezi profilul de Facebook, vezi ce citește, îl începi să-l compari cu tine. Azi un adolescent nu mai simte nimic din ce a simțit tatălui la prima despărțire. Pe atunci, timpul ștergea totul, până nu mai rămânea nici firul de ață al gândului întâmplător. Oricum n-ai înțeles nimic din toate frământările mele. Acum însă nu mai pot spune, află că nici pe mine nu mă interesează și să fugi pentru totdeauna. Acum e mai greu, nu-i așa? Da, e greu, că îi vezi tot timpul poze, dar o vezi dacă e cu altcineva, o vezi că ea iese și se distrează și poate tu stai acasă și plângi, nu știu, zic. E un pic mai dificil, normal. Iulian obișnuia să se uite la pozele Dianei. Erau căsătoriți și aveau doi băieți de 3 și 4 ani, dar viața lor comună era de mult ruinată. Știți povestea generației de 30-40 de ani. El plecat la muncă în străinătate, ea aici cu copiii, el la calculator, ei strânși ciorchine în fața webcam-ului, ea singură și nefericită, fabricându-și o altă viață pe Facebook, el depășind granița dintre gelozie și demență. De aici, viața lor devine o știre de televiziune care poartă numele Facebook ucide. Iulian Colesniuc s-a întors aseară acasă din Suedia, unde era plecat la muncă. Ferm convins că soția sa, în înșeală, a încuiat-o într-o cameră și a curmat viața cu bestialitate. O crimă urmată de o sinucidere, cel puțin asta rezultă din primele cercetări. Autorul crimei a fost plecat în străinătate, i-a transmis amenințări victimei, iar când a venit acasă a omorât-o și după aceea s-a sinucis aruncându-se de pe un bloc din oraș. Anchetatorii au găsit într-una din camerele apartamentului trupul fără suflare a Dianei Colesniuc, în vârstă de 27 de ani. Ei spun că pe pieptul ei ar fi fost scris cu o cariocă roșie Facebook ucide. Contul de Facebook al lui Iulian Colesniuc continuă să existe. Vedem că în ziua crimei a jucat biliard pe calculator. Ultima fotografie, ultimul cântec. Astfel și-l vor aminti copiii lui atunci când vor crește. Un cont de Facebook e tot ce lasă în urmă. E de ajuns? V-ați gândit vreodată la micile detalii ale propriei morți? Da. Eu am dezactivat contul lui. Pentru că mi-a cerut el. De ce cred? Pe 11 mai 2012, Daniel Răduț a aflat că mai are câteva zile de trăit. Era ITist și s-a gândit că el nu va mai fi. Dar calculatoarele se vor deschide ca și până atunci, serverele vor licări în continuare, iar contul de Facebook va rămâne ca o inutilă privire înapoi în viața lui deja terminată. Da, tocmai că Facebook-ul nu mi se pare un lucru pe care vrei neapărat să-l lași, să rămână. Poate că în fața morții devenim mai sinceri cu noi înșine. Ce lăsăm în urmă? Mesajele de la mulți ani pe care le-am scris din reflex? Pozele care ne înfățișează mai frumoși decât suntem? Complimentele gratuite pe care le-am făcut? Daniel Răduță n-a vrut să lase în urma lui un cont de Facebook, dar ne-a lăsat o poveste. Site-ul ăsta chiar schimbă viața, pentru că uneori o prelungește. Da, există speranță. Da, se poate, da. Poți să treci peste toate situațiile dificile. O să fie greu și
Avea 29 de ani când a fost diagnosticat cu leucemie. Familia, prietenii și colegii de serviciu au răspândit pe rețelele de socializare mesajul că Daniel are nevoie de bani pentru un transplant de măduvă în Italia. Pagina creată pe Facebook pentru Daniel a adunat 20.000 de susținători și donatori. În 4 săptămâni s-au strâns 150.000 de euro. A fost cea mai mare campanie umanitară desfășurată vreodată în România pe rețelele sociale. Însă, în astfel de situații, nu doar banii sunt importanți. În momentele astea gândești așa că, Doamne, că s-au strâns bani, că totul a mers atât de bine, adică sigur va fi bine. Daniel a fost operat cu succes și apoi a postat pe Facebook un text care a purtat titlul Nicio urmă de leucemie. Câteva luni mai târziu a devenit tată și a putut ține în brațe fiul. A putut să-i arate marea. Nu ne-am pus niciodată problema că nu o să iasă sau că nu o să fie bine. Dar boala a revenit, iar pe 18 mai 2012, Raluca Răduță a postat pe Facebook ultimul gând al soțului ei. Era acolo, între nimicurile noastre de toate zilele. Îmi dau seama că lucrurile astea nu mai trezesc un pic și la realitate, adică viața nu e mai roz. Lucrurile nu sunt doar faptul că mergem la mare și ne simțim bine. Se mai întâmplă, este o altă realitate. Toți mergem pe un drum, oricare ar fi el, dar direcția e aceeași. La început, Facebook n-a fost altceva decât o încercare de a aduce puțină distracție în căminele studențești de la Harvard. Mark Zuckerberg, pe atunci un tânăr de 19 ani, a construit o rețea internă pe care a încărcat fotografiile fetelor din campus, îndemnându-și colegii să le voteze pe cele mai atrăgătoare. Oamenilor le-a plăcut și au vrut și ei să vadă toate colegele. În acea seară, serverele facultății au căzut. Zuckerberg trebuie să fi înțeles în seara aceea că există lucruri la care oamenii reacționează la fel, indiferent că sunt absolvenți de 4 clase sau studenți la Harvard. Site-ul pe care l-a creat a speculat în mod strălucit aceste slăbiciuni universale și a devenit în numai câțiva ani un fenomen care a cucerit tot pământul. Cel mai mare avantaj al Facebook-ului e că găsești acolo, cel puțin în România, 7.200.000 de conturi de români din 10 milioane de utilizatori de internet. E istorică cifra asta, adică nu a existat un site care să aibă atât de mult în plăcinte asta. Și nu e doar o adeziune formală la o rețea. Facebook-ul creează dependență. Nu mai departe de acum câteva zile am văzut la o masă un domn cu o doamnă, soț și soție, se vedea clar că stau de vreo 10 ani împreună după vârstă și care n-au mai comunicat deloc. Fiecare a stat și s-a uitat în telefonul lui. Prima replică a fost, îmi dai și mie sarea, când a venit mâncarea. Când mă plictisesc foarte tare, am drumuri lungi prin țară, am și 7 poste, și 8, și 10, și... Da, postez tot timpul, tot ce fac. La muncă, dacă ies la plimbare, dacă orice. L-am deschis cam tot timpul cât stau la laptop, ceea ce înseamnă, nu știu, 8, 9, 10 ore pe zi. La mine a devenit rutină zilnică, e... La fel cum aș bea apă, adică... Pentru că tot mai mulți oameni petrec tot mai mult timp pe Facebook, platforma a căpătat o uriașă influență, iar influența l-a transformat într-un formidabil instrument de promovare. Politicieni care vor să câștige voturi, ziariști care caută audiență, activiști care vor să scoată oamenii în stradă.
companii care vor să-și vândă produsele. Oricine vrea să aibă acces la mase e obligat să existe pe Facebook. Ei, asta cu Facebook mi se pare că e democratizarea informației și democratizarea presei cumva. Eu consider presă pe asta. Eu nu ziar, dar e mult mai democratic pentru că fiecare își face ziarul propriu. Grigore Cartianu face presă din 1990. E un ziarist de modă veche care nu s-a împăcat niciodată cu tehnologia. Dar ăsta de ce n-are și o chestie să închidă balama? iPad-ul ăsta, se poate totuși, ce fac eu cu el? Unde îl bag în buzunar, nu are loc. Nu suntem prieteni, dar am putea deveni. Acum, când toți ziariștii care vor să fie lideri de opinie și-au făcut pagini pe Facebook, simte că a rămas în urmă. Dar vreau să îmi cresc cont de Facebook, pentru că sunt niște momente în viață pe care trebuie să le fructifici. Nu poți rămâne, să spunem, departe de pentru ăsta. Simt că am nevoie de acest cont de Facebook. Îl voi fac. Facebook.com. Bă, de ce o fi dat lui ăsta Facebook? Trebuie să dau numele ca în buletin sau cum vreau să apară? Da. Get started. Da, zi, că făceam Facebook, da. Welcome to Facebook, Grigore. Bravo. L-am zis bun venit. Și astfel trece pe online un ziarist de presă scrisă. E un moment important pentru Grigore, care își începe viața virtuală cu un mesaj plin de entuziasm. Ce așteptări am? Enorme. Să descoper oameni deosebiți, să am mii de prieteni, să interacționez cu facebookiști cu care mă simt compatibil. Oameni buni, bine ați venit în țara lui Cartianu. Parcă vreau să candidez. Folosit și ca mijloc de propagare a informațiilor, Facebook-ul a devenit o concurență serioasă pentru presa tradițională. Acest site a ajuns atât de puternic încât premierul și președintele României aleg să comunice mesaje de maximă importanță direct pe paginile personale de Facebook. Adio, PDL! Noi azi ne-am despărțit definitiv. Luați-vă drumul vostru, iar eu l-am pe al meu. Diferența între Facebook și o televiziune este că televiziunea este mâna unui patron care își poate subordona ziariștii, iar Facebook-ul este doar mâna mea, eu singur în Facebook. Există însă și un revers al medaliei. Facebook-ul capătă tot mai multă credibilitate, dar asta nu înseamnă că toate lucrurile postate pe Facebook sunt 100% adevărate. Publică cineva un articol în care acuză și-a împățit-o. Acuză de corupție pe doctorul Arafat. Îl publică într-un blog sau într-un loc mic în internet care nimeni nu-l citește. Se ia articolul de pe blog sau de pe un ziar virtual care este pe internet, care iarăși nu știi cât să-l citesc, și se aruncă pe Facebook. Și automat, numărul cititorilor articolului respectiv devine în sutele de mii. Și puțină lume stă să verifice originea articolului și originea informației. Pe toate rețelele sociale sunt oameni care răspândesc vorbe și părerea mea că a apărut și o profesie. Da, se poate face manipulare, dar e infinit mai complicat și mai greu și in the end, cred eu că chiar dacă uneori durează mai mult, adevărul apare și iese la iveală. Pe vremuri era mai simplu, tăiai pur și simplu la montaj sau scuteai din ziar. După câteva zile ne-am întors în biroul lui Grigore Cartianu. L-am găsit entuziasmat de noua sa experiență virtuală, postând periodic, răspunzând la comentarii și monitorizând cu atenție numărul de followeri. Uite, se făcură vreo 717. Cât de-ați viață vă 30 așa? Adunați 30 de like-uri. Like-uri. Asta înseamnă că vă 30 de cetățeni au acces, văd ce scriu, nu? 717 în 6 zile, 120 pe zi, e regulă? Pus cap la cap așa cu ce scriu, cu ce postez, cu ce mă uit și eu la ce mai apare, cred că stau vreo 2-3 ore. Da, așa, după emisiune noaptea pe la 12:30, 1 mă duc și mai stau jumătate de oră, dimineața mă trezesc, mă uit o jumătate de oră sau 20 minute, ziua când mai apuc, cu tare.
Și chiar dacă ți-ai propus să-l folosești doar ca pe un ziar personal în care îți promovezi opiniile, Facebook-ul tot te prinde în mrejele sale. Te provoacă să socializezi, să-ți expui o parte din viața personală, să postezi și altceva decât comentarii pe teme politice sau de actualitate. Pentru că era weekend, era sâmbătă, uite cățelușul aici. Am pus aici și un mic filmuleț cu un cățeluș și cu un copilaș. Așa, emoționant. Mi-a plăcut și eu am și spus că vreau să scriu și despre viață și despre bine cu B mare. Da, nu, îi dau și sonor un pic, pentru că știți de ce? E și o melodie. Deci aici... De 13.700.000 de oameni au văzut asta. Aproape 14 milioane. Te uiți 2 minute la asta, te face mai bun. Asta este mesajul meu către oameni. Uite, ce vrei cățelul ăsta? Un om nu ar fi avut căldura asta față de copil. Da? Da. Pentru un om care a început să facă presă pe când ziarele erau turnate în plumb și ajungeau la cititori în funcție de mersul trenurilor, cel mai fascinant lucru rămâne însă forța cu care Facebook-ul poate să răspândească o știre în numai câteva secunde. Mulți oameni află instantaneu aproape de ce am scris eu sau ce am pus aici. E foarte interesant asta. Și numai atât, de la ei află alții. Adică așa e efectul de domino sau efectul de incendiu vara când secetă. Zici că dai foc la un braț de paie și se duce toată miriștea aia foc. Bate un pic vântul și se duce. Se duce direcția aia de acolo așa, așa, așa și nu mai oprești. Cam așa e și cu asta. E virală. Evident că această incredibilă forță de penetrare a maselor le-a atras atenția și politicienilor. Pentru ei, Facebook-ul s-a potrivit mănușă, un loc în care sunt concentrați aproape jumătate din cetățenii cu drept de vot ai României și în care îți poți expune atât realizările politice cât și latura umană. Nu există diferență între pagina lui Victor Ponta Traian Băsescu și pagina lui Coca-Cola sau Vodafone. Da? Chiar dacă poate pentru unii, nu știu, dintre oamenii din zona politică care poate urmăresc acest material, asta s-ar putea să fie un pic deranjant. Da, sunteți un produs. După asta e vorba, sunteți un produs îmbrăcat în alb, în negru, în galben, în... că scrie PNL, PMP sau USL sau PSD pe tricourile pe care le purtați, sunteți un produs. Și produsul ăsta trebuie vândut. Acesta este motivul pentru care politicienii acordă tot mai multă atenție spațiului virtual. În 2013, Traian Băsescu a avut chiar și o întâlnire cu fanii săi de pe Facebook. Este încă un fapt care arată amploarea luată de această rețea de socializare, ajunsă în postura de a intermedia întâlniri între președinte și cetățenii unei țări. Bună seara, doamnă! Legătură cu Facebook. Nu vă întreb cine sunteți de pe Facebook-ul meu. Dacă puteți să-mi promiteți că facem o poză, doamnă, la sfârșitul facem, discuției, facem, pentru că e dorința promit. Mea cea mai mare și vreau să mă mândresc cu această poză. Și dacă îmi permite să o pun pe și Facebook. Și o puneți pe Facebook. E ușor să fii popular pe Facebook când conduci România de un deceniu, dar Facebook-ul e util și pentru anonimi. La ultimele alegeri pentru primăria Bucureștiului, Nicușor Dan, un matematician lipsit de bani și de carismă, a pus în mișcare cea mai mare campanie electorală pe Facebook. Fiecare din noi are un cerc social, în jur de 5 membri ai familiei, vreo 10 prieteni cu care ieșim în oraș, aproximativ 20 de oameni cu care interacționăm frecvent la birou. Dintre toți acești oameni, trebuie să găsești doar 4. 4 oameni care să facă parte din clasa bucureștenilor de bun simț. Dacă vrei să te implici, primul pas este să trimiți mai departe acest film. Rezultatele au depășit orice așteptări și Nicușor Dan a adunat 8%, dublu față de cât estimau sondajele. Eu am avut un buget de 50.000 de euro, din care am pus 5.000 pe online, ar fi trebuit să pun 25.000. Pentru că de departe a fost banii cei mai eficient cheltuiți. Nu mai e nevoie de afișe pe garduri. Mesajele lor sunt acum direct pe pereții noștri. Deci cred că va fi crucială campania pe internet în 2014, nu la europarlamentare, la prezidențiale. Iar 2016 nu mai discutăm. Cine nu va avea o puternică bază internet nu va comunica eficient, vorbesc dintre politicieni.
nu va comunica eficient cu electoratul. Întrebarea este, va bate Facebook gălata electorală? Și kilul de ulei? Aici e discutabil, chiar nu m-aș azarda. Am avut o prezentare la un partid politic important în care am vorbit la un moment dat de conversiile care se pot genera folosind media digitală, site-uri locale combinate cu Facebook, cu motoare de căutare și așa mai departe, iar unul dintre iluștrii participanți la discuție a spus ceva de genul: am eu conversia mai bună la găleata de plastic și mătură decât ai dumneata pe click-uri și pe ce nezo mai zici acolo. Ancorați în obiceiurile trecutului, dar încercând în același timp să țină pasul cu tehnologia, politicienii sfârșesc uneori prin a se face de râs în mediul online. Crina Antonescu fuge de orice responsabilitate. A fugit de la guvernare, a fugit din USL și acum a fugit și de la șefia Senatului. Nu poate fugi însă de electorat. Iar un cont de Facebook prost administrat poate să zdruncine serios imaginea unui politician. Eu niciodată n-am analizat gramatical un text pus pe Facebook. Facebook a fost inventat pentru altceva. Maria Grappini, un politician care postează mult și agramat. Facebook-ul nu iartă, iar contul ei a devenit subiect de bancuri. Greșeli de gramatică, greșeli de redactare, greșeli de logică. Pentru Maria Grappini, toate acestea nu au nicio importanță în raport cu esența mesajelor sale. Le spun bună dimineața, le spun noapte bună, le spun că astăzi am făcut plăcintă. Problema mea este de ceea ce scriu acolo, da? Ca și conținut. Dacă ne uităm la formă și nu la fond și vrem să spunem că Maria Grappini nu știe limba română, sigur, nu putem spune oricând. Uite, s-ar putea, nu știu, zic, s-ar putea ca un politician de genul Grappini, care își asumă într-un fel sau altul că da, nu știe așa de bine cum să scrie, că scrie meu ca pisica, da? Poate într-un anumit grup de oameni care disprețuiesc aceste reguli inutile gramaticale, poate va converti în alegător, de ce nu? Ce mă contează că pun liniuță sau că nu pun liniuță? Whatever, am avut ceva de spus, am spus, prietenii mei au dat like, I'm the man, în grupul meu sunt ok. Dar citiți și răspunsurile oamenilor, că au zis, lăsați-i în pace, trimiteți-i la plimbare. Noi vrem să ne spuneți, ne lipsiți că nu ne spuneți noapte bună și bună dimineața. În fond, nu-ți place ce scrie cineva, nu intri. Există și oameni care nu sunt interesați să-și promoveze imaginea pe Facebook, pentru că nu au timp sau pentru că pur și simplu nu vor să existe în această lume paralelă. Numai că o rețea de socializare este atât de greu de controlat încât oricine poate crea un cont în numele tău. E adevărat că la început am neglijat situația. Până la un moment când mi s-a trimis că persoana respectivă face declarații în numele meu. Raed Arafat este secretar de stat în Ministerul de Interne și una dintre cele mai apreciate persoane publice din România. Nu are Facebook, însă are mai multe conturi false create de necunoscuți, care emit păreri în dreptul numelui și a pozei sale. Zeci de mii de oameni au dat like acestor pagini false, convinși că în spatele lor se află doctorul Arafat. Unul singur l-am considerat chiar periculos, pentru că a ajuns la peste 100 și ceva de mii de oameni și de aici am făcut reclamație oficială, am anunțat poliția, am anunțat peste tot, pentru că, într-adevăr, era un instrument în care persoana respectivă putea și să manipuleze. La peste 100 de mii de oameni deja nu mai este o glumă, pentru că asta se răspândește foarte repede. După reclamații repetate, Raed Arafat a reușit să obțină blocarea conturilor de Facebook deschise în numele său. O luptă cu morile de vânt. După numai câteva zile, a apărut un cont nou, care se pretinde pagina oficială a doctorului Arafat. Este același stil. Deci acum eu am văzut contul ăsta. Eu v-am zis, nu prea intru pe acest lucru, dar este același stil ca și contul care a fost închis. Ușor greșeli gramaticale care să arate că nu e scris de cineva care e român și greșeli care eu de regulă nu le fac. Doi, erau unele chestii care chiar erau ridicole, care poate că la o anumită categorie de persoane le făceau să spună că a înnebunit Arafat sau așa ceva. E o lume în care contează orice apare sub numele nostru. Responsabilitatea acțiunilor pe care le avem pe Facebook intră în sfera juridică. În martie 2013, Curtea de Apel Târgu Mureș a stabilit că Facebook este spațiu public, respingând contestația unui cetățean amendat pentru o postare antisemită făcută pe contul personal. Și au început să acționeze și să sancționeze cei care publică pe Facebook anumite declarații sau anumite lucruri sub o protecție care ei spun că sunt în spațiul lor privat, e Facebook-ul meu.
deja nu mai pot să spui asta. Asta e un lucru extrem de pozitiv. Facebook-ul nu este al nostru. Aici nu suntem stăpâni precum în sufrageria noastră. Și chiar atunci când avem impresia că tot ce facem e securizat, s-ar putea să ne înșelăm. În vara anului 2013 au ieșit la iveală informații care au arătat că Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite colectează informații private de pe Facebook și de pe celelalte site-uri gigant ale internetului. It's our government's job to protect all of us and also to protect our freedoms and protect the economy, right, and companies. And I think that they did a bad job of balancing those things here, right? So frankly, I think that the government blew it. Problema este că, nu știu, să spunem NSA-ul sau alte entități pot să asculte lucruri private. Poate să asculte dialogul meu, nu știu, pe chat cu un prieten. Opiniile mele politice, pe care poate nu le-am exprimat. Adică aici e zona de agresiune împotriva, nu știu, dreptului la privacy. Pe internet nu există privacy. Nu există. Privacy pe internet e doar un termen introdus ca să fim politically correct, știi? Dar nu există privacy. Oricând, internetul nu e făcut să funcționeze ca un safe. E clar că Facebook nu e o platformă unde să comunici chestii mai subversive. Din punctul meu de vedere, discuțiile sensibile ar trebui păstrate pentru întâlnirile față în față. Deci Facebook-ul a ușurat munca celor din serviciile. Absolut. Este extrem de util în țările unde mai e dictatura. E o carte foarte bună scrisă de Evgeni Morozov și care provine din Belarus. Și a zis KGB-ul, că Belarus a păstrat chiar denumirea de KGB, KGB-ul din Belarus, o preajba are sarcina mult ușurată de faptul că vede la diversi dizidenți toți prieteni. Să vadă tot ce scriu aici, să citească, dar să dea și un like. Băieții, mari spioni americani, citiți și dați-mi like. Traduce și în engleză dacă vreți. Până la marii spioni americani, mai sunt și serviciile noastre secrete. Urmează un comunicat din partea Serviciului Român de Informații. Niciun serviciu secret nu mai poate ignora oceanul de informații numit Facebook, mai ales de când această rețea a devenit un excelent instrument de mobilizare ce poate crea și întreține revoluții. Ne amintim de primăvara arabă, protestele din Turcia și Euromaidanul din Ucraina. Dar Facebook-ul a scos oameni în stradă și în România. Septembrie 2013. Peste 10.000 de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe din România pentru a protesta împotriva proiectului minier de la Roșia Montană. Totul în urma unui eveniment creat și promovat exclusiv pe Facebook. Dacă vă aduceți aminte, am făcut noi acea acțiune la guvern. Da. Cumva ca să anunțăm și să provocăm și să instigăm pe oameni să vină, să participe la protest. Sunt micile trucuri pe care activiștii le folosesc pentru a-și promova evenimentele pe care le creează pe Facebook. Te legi cu cătușe în fața guvernului, afișezi o bucată de pânză și pui imaginile pe internet chiar în ziua dinaintea protestului. E o reacție în lanț. Ziua de 1 septembrie a fost doar începutul. Protestele anti-Roșia Montană au durat aproape 3 luni și au reprezentat cea mai mare mișcare de stradă din România post-decembristă. Iar motorul acestei mișcări a fost tocmai generația crescută în fața calculatorului. Au ieșit tinerii de pe Facebook, dar au ieșit de pe Facebook pentru că au avut o cauză pentru care să iasă. O chestie extraordinară, știi, să aduci 20.000, 30.000, 50.000, câți au fost în stradă per total, folosind instrumentele social media, fenomenal. Adică ăsta a fost, din punctul meu de vedere, momentul în care ți-ai dat seama cât de viabil ca instrument de comunicare, dincolo de partea asta de ok, punem 3 poze cu pisici, este Facebook-ul.
În protestele din toamna lui 2013, Facebook-ul a fost mai mult decât un instrument de mobilizare. Mihai Bumbeș a venit cu ideea de a crea o pagină de Facebook unde oamenii din stradă să poată comunica mai ușor între ei. Pagina Unii Salvăm a fost o reacție și o necesitate la ceea ce se întâmpla, pentru că ne-am dat seama că nu mai putem gestiona acel event, nu puteam replica la nesfârșit și atunci ne-am dat seama că avem nevoie de o pagină. Aici ne-a venit ideea cu Unii Salvăm, pentru că se striga foarte mult Unii Salvăm Roșia Montană, Unii Salvăm. În felul acesta, protestele n-au fost dependente de mediatizarea presei. Oamenii ieșiți în stradă s-au mediatizat singuri, postând pe Facebook impresii, fotografii, clipuri, informații. Toate acestea s-au răspândit și au făcut ca inima protestelor să pulseze de la o săptămână la alta, incitând tot mai mulți oameni să vină în stradă. Au contat foarte mult rețelele de socializare, în special Facebook-ul. Eu sunt la curent în permanență cu ce se întâmplă în Turcia prin intermediul Facebook-ului, adică am prieteni pe care mi-am făcut la vremea respectivă, acum un an, mi-am făcut acolo și acum comunic cu ei prin intermediul Facebook, adică n-am... Deci îți oferă posibilitatea de a construi rețele nu doar la nivel local, cum e în România, ci chiar la nivel european și mondial. Adică toate aceste mișcări de proces cumva sunt interconectate. E un trend care n-are cum să nu atingă și România, e imposibil. Facebook-ul a făcut minuni ca și YouTube-ul, a făcut minuni în Moldova, în Egipt, în toate momentele astea în care sistemul totalitar a interzis comunicarea asta a mers. Poate asta va fi viitoarea conștiință comună a planetei. Putem să știm noi, dacă nu vorbim de marele net care să țină toată planeta în viață. Pe harta marelui net sunt milioane de puncte interconectate. Unul se află aici, pe acest câmp, de la marginea Bucureștiului. Un grup de activiști a creat pe Facebook un event menit să aducă spectatori la meciurile echipei de fotbal Frăția București. Hai, Frăția! Hai, lăsați-i! Lăsați-i în pace! Hai la joc! Hai la joc! Frăția București evoluează în Liga a 5-a și a devenit o formație simpatizată de activiști după ce The New York Times a scris despre spiritul de solidaritate pe care este întemeiată echipa. Jucători de mai multe etnii, un antrenor de culoare și un portar căruia îi lipsește o mână. Asta a fost visul meu cel mai frumos de când eram copil, mi l-am realizat, sunt fericit. Pe a apărut articolul despre care vorbim acum 2 săptămâni și jumătate. Poate la balon! Imediat! L-am sunat pe patron, am găsit numărul lui și de partea noastră. I-am zis că merită felicita pentru ce a făcut și eu o să fac și eu treaba și o să spun povestea mai departe. Și o să încerc să promovez povestea clubului și la un moment dat poate se construiește o comunitate în jurul acestui club. Păi ne umple sufletul de bucurie când vedem de la o zi la alta că vin mai mulți oameni să fie alături de noi. De când au venit și de la New York Times, s-au sesizat mulți pe site-ul, pe al nostru de ASF Frăția București și au început să fie din ce în ce mai mulți alături de noi, la jocuri, le plac, am înțeles, atmosfera, armonia care este între noi, că noi facem aici totul frățește. S-a schimbat lucrurile în bine, ne caută toată lumea. Hai noi dăm! Hai, Nițule! Hai un pic! Ne-am tot obișnuit ca lucrurile astea să fie promovate pe bani mulți. Ideea de egalitate, de exemplu, să fie promovată pe bani mulți de ONG-uri și de... Așa, și când vezi că aici se întâmplă fără bani, fără proiecte, fără... Și asta mi se pare extraordinar.
Facebook-ul ne va schimba viața și de acum înainte. Ne proiectăm viitorul raportându-ne la acest site. Eu cred că o să am mii de oameni care mă vor urmări permanent și cred că într-un orizont de timp așa mediu o să am zeci de mii. Așa cred, eu cred că voi face propriul ziar de mare impact. Evident, voi candida în 2016 la primărie. Probabil că vom face un partid până atunci ca să putem să candidăm și cu o listă la Consiliu, da? Și online va fi foarte important. Nimeni nu știe cum va evolua acest fenomen, cât timp vom mai da like și share. Poate că ne vom scufunda tot mai adânc în oceanul rețelelor sociale, sau poate că toate acestea vor deveni cândva o amintire. Sunt teoreticieni care susțin că datorită acestei evoluții exponențiale, internetul va exploda. E foarte posibil ca la un moment dat Facebook să dispară. Și se poate întâmpla oricând. Nu cred că o să moară. Cred că a deschis un nou capitol în felul de a comunica, în felul de a face business, în felul de a cunoaște oameni. Cred în Facebook ca și companie. Nu mi-aș tăia mâna de la cot în sus pentru Facebook a produs așa cum este el acum. We'll see. Poate o să-l avem un ochelar, eu știu, cu o cască. Cine știe ce se poate întâmpla? O să apară Google Glass în curând și mă voi uita la tine și îmi va spune, domne, ce articol ai mai scris tu, cine ești, cu cine ești prieten, care sunt prietenii comuni și, eventual, ce pasiuni ai. Dar cu siguranță, generațiile viitoare vor înțelege diferit viața, fie că vorbim de ansamblul ei sau de gesturile cele mai mărunte. Un copil care intra cu o bunică într-o librărie și bunica își căuta o carte către ce își dorea ea să mai facă cu ce a fost obișnuită și ca să-l potolească pe la mic care tot miorcăia pe acolo, i-a dat o carte de povești. Și copilul a luat cartea, s-a uitat și la un moment dat a început să facă așa pe carte. Și a început să plângă, nu se mărește poza. Vă dați seama ce șoc are acel copil? O să dispară tot. O să dispară tot și vom trăi într-o altă lume. Vom fi mereu conectați și ne vom împrieteni cu toți oamenii de pe pământ. Oricând va fi cineva online gata să ne asculte. Dar nu vă iluzionați. Vor fi momente în care socializarea nu ne va mai ajuta cu nimic. La final, vom fi singuri. Nu te poate ajuta nimeni cu frica pe care apare. Adică e normal să apară o frică de... Mai ales când știi că se întâmplă asta, că poți să nu știi. Dar cam așa am același sentiment l-am trăit și eu, că de fapt tot singur ești când ești acolo și oricât de mulți oameni ar fi în jurul tău. Pentru că doar tu treci prin asta, doar tu treci prin tratamentele alea, doar tu treci prin durerile alea. Doar tu, ție ți se zice că nu mai există nicio variantă de tratament, adică ești singură în asta, oricât de mulți oameni ar fi.